găsit, ups, scuzați, salută și bine ați găsit la canalul meu, un mask X Games Royale. Astăzi am revenit cu un nou episod de Blockade. Astăzi vom testa, astăzi vom testa trei arme diferite. Una era, deci nu se încarcă mai repede, 3 FPS. Așa. Așa, prima armă este G36C, care este o armă foarte bună. Am avut-o în... ce am avut-o? Unde? Știu că am mai avut-o în niște jocuri. În Warface. Am încercat să filmez Warface, dar din păcate mergeam prea puțin FPS-uri. Și da, am aflat de ce mergeam de puțin FPS-uri. Și o să rezolv asta. Ok. Și acum mergem destul de puțin FPS-uri. Adică 30-40 de FPS-uri e destul de puțin. Adică nu sunt destul de... e destul de bine... pa, scuzați asta. E destul de bine 40 de FPS-uri. Faza este că... este lag mare. Pentru că sunt mulți pe server. Deocamdată merg așa, fără treabă. Când dau și de cineva să testez să văd cât de bună e arma asta. Avem și un SPS. Pentru că îmi place cum trage. Mai bun mi se pare prima, mai bun mi se pare al doilea pistol, care primești la level 4, dacă nu mă înșel. Ce poți să facem? Suntem în bază, suntem în bază. Mamă, dar de ce nu văd pe nimeni? Cât de naș pe asta. Adică sunt și la bază la ei. Baza lor. Cum aș... a, pe aici. Ok, și acum unde e intrarea? Stau să mă duc până la intrare. Ui. Da, e destul de... ce vreau să zic? E destul de foarte bună. E destul de bună arma, adică dă destul de damage când dai la cam, uite, să sar. La cap. Încerca să fac un hack la Blockade, dar că n-a mers. Ce, cine? Unde? Cum? Cât alagul. Ce coace. Cât de prost să țintesc. Firai lagul să-i fie. Ce e aici? Nu-i nimic. Opa, 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 boss. Unde te bagi? Mamă, mamă, ce lag infernal are. Ce aici? Aici e cineva? Ui, sunt aici, frate. Am căzut și eu. Ok. Să trecem la următoarea armă, doar că când o să murim. Nu! Asta a fost. Că m-a telenus. Ok, următoarea armă ar fi ce asta? Nu. Doamne, asta. Care și asta, din câte am văzut, trage foarte bine. Și că asta chiar îmi place. Mai mult decât G36-le. Chiar dacă nu știu numele. M1A1. 4A1S. M1A1. S. Ok. Să încercăm să ne urcăm pe un copac. Ca să urcăm mai ușor. Să urcăm mai greu. Da. Ana. Era un singur bloc. Par cum sunt aranjate... cum sunt aranjate pe mai multe. Dar, mă rog, hai să ne urcăm. No! De ce nu merge space-ul ăsta? Uite cât lagul are. De ce să... cum să jucă cu lagul ăsta? Cam așa merge CS-ul, da. Oricum o să rezolv FPS-ul în ceva vreme. Unde sunt? Ăștia au astupat-o. Dacă aveam bazooka, pun pari. Lag. Rămas asta e foarte puternică. Și e clar că ăștia galbeni sunt acolo. Sau nu? Se pare mie sau cineva așteaptă în spatele meu. Aud pași! Ah.
Não, 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 no 4. Não, 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 não. Eu te cabe. Ai, olha, nici nu am văzut pe ăla. Ok, trecem la a treia armă pe care n-am apucat să o testez pentru că acum, până să începem început. Până să începem început. Cum arată? Acum am cumpărat-o. N-am apucat să o testez. E, ca și, nu arată foarte tare. Ca damage încă nu știu, dar probabil nu e foarte bună ca damage. Nu e foarte bună ca damage pentru că am văzut. Am dat pe lângă toate glanțelele. Și mai și căzut pe la urmă. Și știu că e cineva aici. Nu mă mai chinui. Ce armă avea ăla? Că am auzit cum a tras. E asta, e în patru. Iată că e cineva aici. Arma asta nu știu să fie atât de bună. Ultima dată era foarte proastă. Hai, că știu că e unul cu sniper acolo. Nu mai am muniție. Pistol! Nu. No. Știam că era unul acolo, că l-am văzut, era cu roșu. Nu, e nașpa arma. Hai cu asta. Asta sunt arme de alea de pe 1900. E un inamic aici. Sau e doar ăla. Ok. Șproc. Ce prost sunt. Trebuie să-mi iau toporul ca la sparge mult mai repede. Asta e varianta slow motion a toporului. Știi ceva? Mai bine dă. Și dacă îl trag în sus acum. Ha. Nu? Dar unde? Da, cred că o să se... Că o să fac din mai multe bucăți acest video. E bună arma, e foarte bună arma. Știu că e cineva sus aici. Nu, tot, arma mea preferată e tot cealaltă. Aia, a doua care v-am arătat-o. O, tot aia rămâne arma mea preferată. E aici. Asta trebuia să se întâmple. Ok, hai și noi cu sniper. Sau hai cu SVD-ul, ca să fim cinstiți. Ce n-aș patrage SVD-ul. Un fel de automat. E un fel de Pro 90. Tot pe aici mă duc. Gata, mi-a făcut cărare pe acolo, merg tot timpul. Ok, acum... Pe aici, acum o să fac cum intru, că galbenii au stupat toate intrările în ăsta. Nu înțeleg, adică, e... N-are sens, adică... Sunt pereți, să zic așa. Sau, cum să zic... Podul, nu, nici podul, lăsați, nu contează. Sunt de două ori cum ar veni. Nu. Sunt sus ăștia. Mă, cum face calculatorul deci mai are puțin și explodează. Mai un. Stai bre cu minte. Nit.
Dar unde era? Mi-a dat un troll maxim că... A. L-am văzut eu că se ducea undeva, dar n-am văzut exact unde. Cum a sunat asta? Mă rog. Da, deci hai să avem grijă din partea galbenilor. Sunt verzi aici. Ok, deci verzi erau acolo. Nu! Am vrut să dau. Și l-am văzut acolo. Ok. Nu, nu. Ai, mă, odată, mamă, ce lag. Lagă. Enervează lagul ăsta așa de mare. Da, înainte mergea un fel cu cheat engine de ăsta. Mergea să bagi speed hack și maximul era 1,2 promozat de a crash, dar contează. Și îl foloseam și n-am mai m-am usat o multă vreme de blockade. De asta nu mai știu să joc și joc ca o paletă. Serios, acum chiar joc ca o paletă, înainte jocam mai bine. Deci pe lângă faptul că deci m-am lăsat cum unde eram? M-am lăsat multă vreme de blockade cheat engine și când am vrut să intru și eu odată așa, am zis să bag cheat engine-ul, că de ce nu? Să văd dacă mai merge sau ce acum, dacă merge 1-3 sau de ce am băgat. Am stat 5 secunde, m-a scos. Ban. Am zis eu că bă, stai că nu. Și nu mai țin minte, m-a lăsat să intru în joc sau în meci. Ui, ce l-am zburat. Nu! Și mi-am luat bani pe, tot pe contul ăsta. Și nu știu câtă vreme mi-a dat bani, un an sau ceva în genul. Că am vrut, am văzut că nu merge, nu mă lasă să intru în meci, m-am plictisit de el și l-am dezinstalat. Și după urmă, mamă ce bună e arma asta. După urmă, după vreme l-am instalat iară. Și am crezut că... Și mi s-a dus bani. Dar chiar și așa e... M-a ținut destul. Cred că a fost mai mult de un an bani. Dar nu contează. Oricum banul a fost imens. Și până m-am apucat serios de blockade. A fost recentă chestia. Banul. Înainte jucam mult mai bine și fără speed hack. Când băgai la 1-3 îți dădea crash. Dacă 1-3 o străgea cu RPQ. RPQ. A, ba nu, nu-i pe contul ăsta, e pe alt cont, pe ăla încă am bani, da. Da, gata, mi-am amintit. Pe ăla încă aveam bani, da. Încă am bani. Nici nu mai știu contul, dar mă rog, de Steam. Mă rog. Și da, încă mai am bani pe el. Și aveam level 13, aveam... Sau 16, nu știu. Aveam și RPK, RPK. Nu știu cum se zice. Mă rog, era cea mai bună armă din joc. Care o iei la level 13. Eu am level, acum am level 10. Stau de mult timp pe contul ăsta. Și mă miram că tot încercam eu de ceva vreme încercam și până la urmă am gândit să-mi fac un cont nou, că de ce nu, de Steam. Și mi-am făcut cont nou și mi-am luat iar blockade-ul să joc pe cont nou. Nu înțeleg de ce nu. Dar nici acum dacă intru nu mă las. Contează că nu mai știu cont. Ce contează? E că nu înțeleg de ce mi-a dat bani. E ca un fel de... Adică înțeleg de ce mi-a dat bani. Ah, Doamne. Ca un fel de vac bani. Acest episod a fost cam lung. Oh my. Ok. Inhuman reactions. Contează. Dar cam acesta a fost și pentru ziua aceasta. Mi-a plăcut ultimul kill care l-am dat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și un coment. Ne vedem data viitoare.